au fost mulțumiți de serile pe care le-am organizat și pe lângă faptul că a fost așa un eveniment cultural, ca să zic, teatral. Noi totodată avem și un aspect ecologic al festivalului. Am luat diferite obiecte pe care le-am reciclat și refolosindu-le am reușit să creăm alte obiecte decorative pe care le-am împrăștiat, ca zic așa, la Ipoteș, prin camerele participanților și încercăm să promovăm în același timp, cum am zis, și ideea asta de ecologizare, de reciclare, de a găsi trebuință în lucruri pe care inițial ar părea nefolositoare, nu știu, cu gunoiul altul este comoara noastră. Am încercat să introducem și ideea asta în mentalitatea participanților și a oamenilor care ori să vină acolo și ori să vadă diferite doze pe care le-am remodelat, pictat, peturi. Da. Și tot pe lângă cele 9 spectacole din cadrul concursului, vor mai fi încă 2 spectacole jucate de liceeni, spectacolul atelierului de teatru în afara concursului și spectacolul trupei Bataille de Jeu, trupa de la Liceul de Arte. Vine și teatru. Da. Asta era la nivel de liceeni. Având în vedere că ei sunt o clasă de teatru, sunt mai specializați, ca să zic așa, am considerat noi că ar fi bine să fie în afara, n-ar fi corect să fie în competiție. Pe lângă spectacole jucate de liceeni, amatori, vor fi și spectacole profesioniste în serile de festival. Va fi spectacol de la Teatrul Mihai Eminescu, spectacole cu studenți de la Facultatea de Teatru din București și vor mai fi așa surprize în cadrul festivalului. Pe lângă standurile din pauzele din festival, vom avea un stand de mere cu poezie, un stand de îmbrățișări, un stand de limonadă și un stand de vânzări. De vânzări. Lucruri făcute de handmade de voluntari noștri, care și-au pus fiecare amprenta asupra lucrurilor, ca să zic așa.